S-a stabilit ordinea pe buletinele de vot. Potrivit biroului electoral al circumscripției electorale numărul 33, județul Sălaj, primele trei poziții pe buletinele de vot revin Uniunii Democrate ale Maghiarilor din România, Uniunii Social-Liberale și Partidului Democrat Liberal. Deci astăzi, în prezența reprezentanților partidelor politice, așa cum ne-am constituit ieri, am procedat la tragerea la sorți pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletin de vot. În prima etapă, dintre partidele parlamentare a reieșit următoarea ordine. 1. Uniunea Democrată a Maghiarilor din România, poziția a doua USL, 3. Partidul Democrat Liberal, 4. Partidul Social Democrat, 5. Uniunea Națională pentru Progresul României, 6. Partidul Conservator, iar pe poziția 7. Partidul Național Liberal. Iar în urma tragerii la sorți dintre partidele neparlamentare a rezultat următoarea ordine. 1. Alianța Civică Democrată a Romilor, 2. Partidul Național Creștin Democrat, 3. Partidul Civic Maghiar din România, 4. Partidul România Mare, 5. Partidul Poporului Dan Diaconescu, 6. Uniunea Populară Social-Creștină, 7. Partidul Verde, 8. Partidul Forța Civică, iar 9. Partidul Popular Maghiar din Transilvania. Ordinea stabilită în prima etapă este valabilă pentru toate circumscripțiile din județul Sălaj. În etapa a doua, fiecare circumscripție va proceda la tragerea la sorți în funcție de partidele care au depus liste de primari și de consilieri în circumscripția respectivă. La tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii pe buletinul de vot au luat parte reprezentanți ai partidelor politice. Alegerile locale vor avea loc în data de 10 iunie.